Lovitură grea pentru Ciolo, subliniere, după înființarea partidului. Unul dintre partenerii s-a retras, lansarea unui partid pe baza platformei, o greal. Lovitură grea pentru Dacian Ciolo, subliniere, la scurt timp de la anuncarea înființării unui nou partid. Purtorul de cuvânt al PNL, Ionel Dan, a anuncat marci ce se retrage din platforma Civic România 100, condus de Dacian Ciolo, subliniere al cărui fondator a fost subliniere el. Dragi prieteni, sublinierei fo sublinierei colegi, sunt unul dintre inițiatorii platformei România 100, însă după ultimele evoluții anunc public ce mă retrag din echipa România 100. Încă de la începutul acestei inițiative am susținut ce fo sublinierei colegii de guvernare care doresc să continue proiectele începute trebuie să intre în politică alături de Partidul Național Liberal. În repetate rânduri, în cadrul platformei am militat pentru o orientare politică de dreapta, sublinierei, pentru înscrierea noastră a celor care gândim în acest fel în PNL, singurul partid care poate învinge PSD, sublinierei, care poate să ofere soluții pentru o administrație liberală care se modernizeze România, a anuncat Ionel Dan pe contul său de Facebook. El spune ce anul trecut, subliniere, i-a urmat crezul de a se înscrie în politic, intrând în PNL pentru a opri abuzurile guvernării PSD-ALDE. În toamna trecut, mi-am urmat acest crez politic, am decis să mă implic în politic, subliniere, m-am înscris în PNL pentru a opri abuzurile guvernării PSD-ALDE, subliniere, pentru a construi împreună cu colegii liberali o alternativ politic-democratic, subliniere, responsabil. PNL a arătat în această perioadă ce este partidul care face opoziție, sublinierei, care poate învinge PSD, a mai adugat el. Dan spune ce doar PNL poate fi o alternativă a coaliției PSD-ALDE, sublinierei, ce desprinderea unui partid pe baza platformei România 100 este o greșeală, subliniere, al. Din acest motiv mă retrag din echipa România 100, însă invit în continuarea pe fo-subliniere timei colegi, a subliniere acum am făcut-o deja de mai multe ori, să se alture Partidului Național Liberal, singurul partid care poate oferi românilor o alternativ liberal de guvernare democratic, subliniere, responsabil, a explicat Ionel Dan.